Bun, deci înseamnă că, eu știu, această idee, care e drept, a venit în urma unor discuții în cadrul secției de științe tehnice. Da, ea nu e deloc, să spunem, doar tehnică. E o chestiune care e într-adevăr complexă și care acoperă, cum spuneam adineori, de la univers până la, eu știu, corpul omenesc în relație cu creierul, să spunem, omenesc, natură, deci oraș inteligent și așa mai departe și așa mai departe. Deci e o idee de a vedea în ce măsură, în capacitățile pe care le avem noi, să spunem, un grup mai mic care s-a reunit aici și sigur cu alți colegi din Academie și nu numai, dacă se poate, cum să zic, coagula, poate, cum să zic, o secție, poate un centru de cercetare care să se ocupe, să spunem, în contextul sistemelor acestea complexe, de anumite probleme. Da, ne bucură această inițiativă. Până la urmă, Politehnica, după cum știți foarte bine, a avut întotdeauna o legătură foarte puternică cu Academia Română, cu filiala locală Academiei Române și e o propunere venită din partea zonei inginerești, zonei tehnice, care până la urmă e normală. La ora actuală, sistemele complexe sunt prezente mult în societate și trebuie să avem un grup de lucru care să le analizeze. Acum, Politehnica întotdeauna a găzduit astfel de... E bucuroasă să aibă inițiativa în crearea unui astfel de grupuri, pentru că, până la urmă, la noi în Politehnica, partea didactică e plătită cu partea de cercetare și zona de academie întregește ceea ce am semnat noi pentru acest oraș timp de atâția ani. Foarte, foarte binevenită inițiativa, de asta și particip la prima ședință de constituire a grupului. E un proiect foarte ambițios, care este mai mult decât multi sau pluridisciplinaritate sau multidisciplinaritate. Este ceva în plus. Sigur, aici problemele sunt de a reuși să formăm în cadrul Academiei și în jurul Academiei, vrem să formăm acest grup de specialiști din domenii foarte diverse, în primul rând filozofi, pentru că problema este filozofică ca și concept, de matematicieni care, și informaticieni care stăpânesc instrumente cu care se operează în sisteme complexe, sigur, specialiști din teoria sistemelor, specialiști din metode de analiză stohastică a proceselor, pentru că procesele mari, cum sunt procesele complexe, sunt, pentru acestea este nevoie de grupuri și de specialiști cu bine informați în domeniile care vi le-am spus. Nu am menționat domenii ca Big Data, care sunt extrem de importante în acest domeniu. Algoritmi, celulare automata, care este un instrument foarte frecvent utilizat în analiza sistemelor complexe. Însă sperăm că vom reuși să coagulăm în jurul nostru proiectul demarat de secția de științe tehnice pe care o conduc în cadrul Academiei împreună cu secția de filozofie și să sperăm că vom putea coagula și colegii noștri din zona de matematică, de fizică, de chimie, biologie, sociologie, de asemenea, pentru că și aspectele sociologice privind dezvoltarea orașelor mari sunt abordate de sistemele complexe. Vom avea o discuție în această seară cu colegi de la Universitatea Politehnică din Timișoara și cu domnul academician Dorel Banabic de la Universitatea Tehnică din Cluj, dar și cu membrii Academiei Române din Timișoara, domnul președinte al filialei, domnul
academician Dan Dubină, domnul academician Ion Boldea, domnul rector al Universității Politehnica, despre un proiect foarte important pe care sperăm să-l putem dezvolta, articula în anii următori și cu ajutorul colegilor care lucrează în universitățile tehnice din România, universitățile principale din București, Cluj, Timișoara, Iași, dar și prin Academia Română. Proiectul este despre sistemele complexe. Sunt teme care nu pot fi abordate decât pluri și multidisciplinar. Există anumite antecedente, anumite modele de mare succes care au fost dezvoltate mai multe decenii în urmă în Statele Unite și cred că fiecare generație trebuie să abordeze teme legate de complexitate care sunt teme reale ale vieții societăților noastre, adică teme din domeniul tehnic, din domeniul științific fundamental, dar și din domeniul social, politic și umanist, pentru că, de fapt, problemele foarte complexe sunt probleme, în general, problemele de natură socială și au și o componentă social-politică și umanist. În seara aceasta aici avem o discuție prin care vrem să clarificăm, să lămurim unde ne aflăm, ce ne propunem în viitorul mai apropiat și viitorul mai îndepărtat și apoi, prin intermediul Academiei Române, să încercăm să organizăm un astfel de centru național, un institut, dacă vom avea aceste forțe naționale, un institut care să studieze problemele complexității. La Timișoara, sigur, va fi o, de fapt, așa se va numi, de fapt, centrul nostru începe de aici, de la Timișoara, și va avea, fără îndoială, o rădăcină puternică, un pilon puternic va fi învățământul superior din orașul dumneavoastră.